Teologia politică este esența creștinismului istoric, așa cum s-a desfășurat el într-o dinamică nu uniformă, nu ascendentă, cu suișuri și coborâșuri, cu reculuri, cu momente de ruptură, de criză majoră, care s-au soldat și cu ruperea unității Bisericii lui Hristos pe lumea aceasta. Și cu sau fără ajutorul intelectual, conceptual al lui Carl Schmitt, teologia politică, adică întrebarea despre felul în care se așează în lume biserica, a revenit în actualitate, adică este o reflecție pe care o regăsim la aproape toți gânditorii moderni, catolici sau nu, care contează. Mă gândesc la o serie deschisă, poate cu Kierkegaard, dar continuată și cu Carl Schmitt, cu Danielu, cu Dulibac, cu Romano Guardini, cu Simone Weil în felul ei. Și ea a reflectat la această așezare a creștinismului în lume și întrebarea asta poate fi formulată în mai multe feluri, adică are loc creștinismul autentic în lumea sau mai are loc inevitabil căzută și în orice caz secularizată?